Marți, 14 octombrie, creștinii ortodoxi o sărbătoresc pe Sfânta Parascheva, protectoarea Moldovei. Numele cuvioase înseamnă în limba greacă vineri, mai este numită Sfânta Vineri de toamnă. În această zi se ține post, nu se muncește și în tradiția românească este ziua în care se prezice starea vremii. Pe 14 octombrie, în fiecare an, creștinii ortodoxi de pretutindeni sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Maica Parascheva de la Iași. Ea s-a născut în Asia Mică, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de cetatea Constantinopolului de altă dată, Istanbulul de astăzi, în cetatea Epivat, din părinți creștini, drept credincioși din cercetările care s-au făcut de agiografi, se amintește despre un frate al său care, la fel ca și cuvioasa mai târziu, a părăsit sânul familiei și a devenit monah, iar mai târziu chiar episcop. Cuvioasa Parascheva de mică s-a dovedit având o dragoste deosebită față de cei care se aflau în necazuri și în lipsuri. De multe ori, hainele scumpe cumpărate de părinți le schimba cu cele ale celorlalți copii pe care îi vedea dezbrăcați și fără de haine. De multe ori a fost certată de părinți, mustrată. Cu toate acestea, ea a continuat să practice și să arate această dragoste, indiferent de ceea ce urma apoi când se întorcea acasă fără de haine, de hainele cele scumpe ale sale. Mai târziu, la o sfântă slujbă, a auzit cuvintele Mântuitorului din Evanghelie: cine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Matei, capitolul 9. Acest lucru a făcut ca în tânăra de atunci să încolțească gândul și să crească gândul acesta de a-și trăi viața și a urma pe Hristos până la capăt. De aceea, în ascuns, părăsește pe părinții săi, părăsește casa sa părintească, Epivatul, merge la Constantinopol, unde viețuiește scurt timp, cerând sfat de la părinții de acolo, de la călugării și monahiile care se aflau în mănăstirile din Constantinopol. De acolo pleacă în Pont, în Heraclea Pontului, aici viețuiește o perioadă de timp într-o mănăstire, iar de acolo dorul ei cel mare era fost să ajungă la Sfântul Mormânt, la Ierusalim, iar după ce s-a închinat la sfintele locuri, la Ierusalim, se retrage într-o mănăstire în pustiul Iordanului. Nu știm foarte mult despre ostenelile sale. Cu siguranță, în schimb, știm că au fost primite de Dumnezeu și au fost extraordinare, pentru că la vârsta de 25 de ani îi se arată un înger și spune că este timpul să se întoarcă înapoi în pământul casei sale, în pământul natal, pentru că în scurt timp va pleca la Domnul, va ajunge să întâlnească pe Hristos pe care l-a iubit atât de mult. Părăsește pustia Iordanului, se întoarce înapoi în cetatea Epivat, ferindu-se de a fi cunoscută, deja nu mai era fetița care plecase de acasă, era încercată de multele nevoințe ale pustiului,
a venit în cetate și a viețuit ca o străină. Aici avea să moară, necunoscută de nimeni, și înmormântată undeva la marginea mării, așa cum se obișnuiau cu cei străini și fără de rude, fără de neam. S-a descoperit că este o sfântă odată cu moartea unui marinar, a cărui trup a fost adus de valuri pe țărm. Așa cum este firesc, au vrut să îngroape trupul marinarului creștinește, au săpat o groapă în care să-l îngroape. Și atunci au dat de mormântul de racla, de sicriul cuvioasei. Au observat că racla, că mormântul aduce bună mireasmă. Miroase a mir, de obicei, în preajma moaștelor, sfinților, se simte o mireasmă puternică de mir. Câteodată atât de puternică încât nu-ți vine să crezi. Cu toate acestea, ei spune, au înmormântat în continuare pe acel marinar. În schimb, în noaptea următoare, doi dintre creștinii care au participat la mormântarea marinarului o visează pe cuvioasa și primesc sfat de la ea ca să ia trupul acelui marinar de lângă trupul ei. Atunci, pentru că visul a fost același vis, l-au avut mai mulți și au dat seama că nu este înșelare, ci e de la Dumnezeu, au dezgropat din nou și de data aceasta, când au deschis sicriul, cuvioasa era neputrezită, era întreagă, așa cum a fost înmormântată cu ani în urmă. Moaștele cuvioasei Parascheva au fost aduse în Iași datorită domnitorului Vasile Lupu, acesta făcând un lucru extraordinar pentru creștinii ortodoxi. Și achită toată datoria Patriarhiei, acumulată de-a lungul zecilor de ani. Ca un gest de recunoștință, Patriarhul de la Constantinopol, împreună cu ceilalți părinți, încercând să răsplătească gestul voivodului moldovean, îi trimit în dar moaștele cuvioasei Parascheva. Odată cu trecerea anilor, cuvioasa a făcut nenumărate minuni în folosul creștinilor și totodată confirmându-se sfințenia ei. Ea a fost așezată în Biserica Sfinții Treierari din Iași, pe care o știm, e o capodoperă arhitecturală. Acolo a rămas până în 1888, când datorită unui incendiu în care a ars racla, s-a topit argintul și aurul care era racla construită, s-a topit, iar lucru minunat a fost consemnat în toate documentele vremii de toți cei care au văzut, disperați au fost, crezând că nu mai găsesc nimic, pentru că întreaga biserică a ars, incendiu a fost așa de mare, încât, spune, după o perioadă au reușit să intre, așa, erau cărbunii pe jos, deci a fost... Când au reușit să pătrundă, în schimb au găsit cuvioasa intactă, spune, doar perna de sub cap era puțin afumată. În schimb, tot veșmântul ei era neatins, nici măcar afumat, nici măcar atins de flăcări. Mai târziu, cuvioasa a fost mutată în Catedrala Metropolitană, pe care noi o știm în Iași, și acolo o găsim toți cei care ajungem la Iași. Noi ne bucurăm nespus că o avem pe cuvioasa la Rădăuț, că așa s-a rânduit ca biserica aceasta să aibă ocrotitoare și ajutătoare. Și așa cum vedeți, ne-am străduit să împodobim Biserica lui Hristos în cinstea cuvioasei Parascheva, cât de frumos am putut, și Dumnezeu ne-a ajutat, și oamenii și credincioșii. Dorim tuturor celor care poartă numele cuvioasei Parascheva sănătate, și nu numai lor, tuturor
celor din Moldova, pentru că cuvioasă e ocrotitoarea Moldovei și a întregii țări, și să păzească și pe toți românii noștri care sunt departe. Oamenii cred în sfințenia cuvioasei Parascheva, de asemenea cred cu tărie că este ocrotitoarea Moldovei și că rugăciunile le sunt ascultate. Ce reprezintă cuvioasa Parascheva pentru zona Moldovei? Ocrotitoarea Moldovei. Ea este ajutătoare, rugătoare, mijlocitoare pentru Dumnezeu, pentru noi. Multe minuni s-au făcut, multe daruri. Deci care n-aveau copii, au ajutat să facă copii, care n-aveau sănătate, le-au ajutat să capte sănătate și... Ne ajutat de credincioși care se roagă cu evlavie și cu prindețe și cu cer ajutorul ei, care nu se cer ajutorul ei, nu au cum să... Este foarte ajutătoare de boli, de... pentru sănătate. Doamna Părăschiu, a fost o credincioasă, cum toată lumea o știe, se roagă, merge la ea și noi suntem așa 200 de kilometri și n-am mers. Am venit mai aproape. Mama mea a fost Parascheva, Dumnezeu să o ierte. Și ajută pe toată lumea, nu numai pe... Care om credincios și crede, ajută, și care nu crede, nu ajută. Cred că cea mai bună apărătoare a Bucovinei. La biserica din Rădăuți, care o are ca ocrotitoare pe Sfânta Parascheva, a participat foarte multă lume, fiecare rugându-se cu smerenie să primească ajutor din partea ei.